Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la Teacher Me! Numele meu este Maria. Ce facem aici mai exact? Vorbim despre profesorii debutanți, despre învățământ și vă ajut să înțelegeți mai bine ce înseamnă să fii profesor. Astăzi este un videoclip foarte special pentru mine. Astăzi vorbim despre afirmații pe care să le asculți în timp ce mergi la muncă, în timp ce te întorci de la muncă, poate seara înainte să adormi sau dimineața când îți bei cafeaua. De ce sunt importante aceste afirmații? Ei bine, poate pentru că avem aceste momente în care simțim că nimic nu funcționează, în care nu știm exact dacă am făcut bine la clasă, dacă elevii au înțeles, simțim că avem mai puțină motivație să facem lucrurile să funcționeze și poate din când în când ne simțim descurajați. Este absolut normal, toată lumea trece prin asta, toți profesorii au momente în care simt că nu sunt suficienți de buni și în special dacă ești în primul tău an, te invit să asculți aceste afirmații în fiecare dimineață, cel puțin 20 și unul de zile, astfel încât subconștientul tău să le ia drept adevăr. Poți să asculți aceste afirmații la căști sau cu volumul dat la maxim, cum simți tu și cum te simți tu mai relaxat, însă este bine să acorzi atenție fiecarei afirmații pe care o voi spune și eventual să o repeți în gând sau cu voce tare, pentru ca aceasta să fie absorbită de mintea subconștientă mult mai rapid și ușor. Să începem! Îmi recunosc epuizarea și îmi dau permisiunea de a mă odihni. Sunt capabil să fac față provocărilor și să găsesc soluții. Sunt rezistent și pot depăși orice obstacol care mi iese în cale. Aleg să mă concentrez pe o sarcină la un moment dat, făcând-o pas cu pas. Fac o diferență în viața studenților mei, chiar și în zilele grele. Am puterea de a face față provocărilor de astăzi și de a ieși mai puternic. Am voie să cer ajutor și să deleg sarcini când este nevoie. Îmbrățișez îngrijirea de sine ca o prioritate și mi-au timp să mă reîncarc. Nu sunt singur în asta. Am o comunitate de colegi și de profesori care mă susțin. Am puterea de a stabili limite pentru a-mi proteja bunăstarea. Sunt recunoscător pentru progresele pe care le-am făcut, oricât de mici ar fi. Pot găsi momente de bucurie și pozitivitate chiar și în mijlocul provocărilor. Sunt adaptabil și îmi pot adapta planurile pentru a face față situațiilor neașteptate. Am încredere în capacitatea mea de a găsi soluții creative la situații dificile. Merit compasiune și înțelegere, atât din partea mea, cât și a celorlalți. Sunt în control asupra gândurilor mele și aleg să mă concentrez pe pozitiv. Am voie să iau pauze și să practic mindfulness pentru a reduce copleșirea. Învăț și cresc în fiecare zi, chiar și atunci când mi se pare greu. Sunt capabil să-mi echilibrez responsabilitățile cu viața personală. Recunosc efortul pe care l-am depus în munca mea și îmi sărbătoresc realizările. Pot găsi inspirație și motivație pentru a continua, chiar și în vremuri dificile. Nu sunt definit de greșelile mele. Ele sunt doar oportunități de creștere. Am răbdare cu mine însumi în timp ce navighez prin situații solicitante. Sunt un model de reziliență și dăruire față de studenții mei. Îmbrățișez momentele de odihnă ca fiind esențiale pentru bunăstarea mea generală. Fac o muncă importantă care are un impact pozitiv asupra vieții elevilor mei. Îmi recunosc sentimentele de copleșire și îmi dau permisiunea să iau pauze. Fac câte un pas în fiecare zi și este un pas înainte de fiecare dată. Merit să am grijă de mine și merit să am momente de odihnă. Am puterea de a depăși obstacolele și de a găsi soluții. Eu fac diferența, chiar și în cele mai grele zile. Învăț și cresc prin experiență, chiar și prin cele mai dificile. Sunt în control asupra mentalității mele și pot alege să mă concentrez pe aspectele pozitive. Am voie să cer ajutor și să deleg sarcini când este nevoie.
Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a-mi educa și inspira studenții. Am răbdare cu mine și înțeleg că procesul necesită timp. Sunt flexibil și deschis să-mi adaptez strategiile la nevoie. Prioritizez bunăstarea mea și am grijă de sănătatea mea fizică și psihică. Sunt capabil să găsesc momente de bucurie și râs în mijlocul provocărilor. Creez un mediu pozitiv și încurajator pentru studenții mei. Eliberez orice tendințe perfecționiste și îmbrățișez conceptul de sunt destul de bun. Sunt mândru de ceea ce am realizat și sărbătoresc realizările mele. Renunț la ceea ce nu pot controla și mă concentrez pe ceea ce pot influența. Sunt un model de reziliență și determinare pentru studenții mei. Respir adânc și mă întemeiez în momentele de stres. Mi se permite să stabilesc limite pentru a-mi proteja timpul și energia. Găsesc mici buzunare de timp pentru auto-îngrijire pe tot parcursul zilei. Sunt rezistent și pot face față oricăror provocări care mi-apar. Îmi recunosc sentimentele de copleșire și îmi dau permisiunea de a căuta sprijin. Fiecare zi este un nou început și o pot face pas cu pas. Nu sunt singur. Există o comunitate de profesori care mă înțeleg și mă susțin. Fac o muncă semnificativă, care are un impact pozitiv asupra studenților mei. Este în regulă să iau pauze și să-mi dau prioritate bunăstării. Sunt capabil să găsesc echilibru între munca mea și viața personală. Am depășit provocări înainte și le voi depăși și pe acestea. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face diferența, chiar și în zilele în care mi-e greu. Învăț și cresc prin fiecare experiență, atât pozitivă cât și provocatoare. Sunt puternic și plin de resurse, chiar și atunci când lucrurile par copleșitoare. Nu sunt definit de circumstanțele mele actuale. Sunt capabil de schimbare și de îmbunătățire. Merit autocompasiune și îngrijire de sine, mai ales în momentele dificile. Controlez modul în care reacționez la stres și aleg să rămân calm și centrat. Am un set unic de abilități care îmi permit să navighez cu grație în situații provocatoare. Sunt deschis să cer ajutor și sprijin atunci când am nevoie. Îmi recunosc realizările și mi-amintesc de capacitățile mele. Am un impact pozitiv asupra studenților mei, chiar și atunci când eu nu simt asta. Am puterea de a-mi reformula perspectiva și de a mă concentra pe aspectele pozitive ale muncii mele. Pauză. Ți dau. Ok. Am răbdare cu mine însumi în timp ce trec prin momente provocatoare. Îmbrățișez oportunitatea de a învăța din eșecuri și greșeli. Am capacitatea de a mă adapta și de a găsi soluții, oricât de copleșitoare ar părea situația. Sunt demn să iau pauze și să fac lucruri care mi-aduc bucurie. Sunt o parte importantă a studenților mei, iar eforturile mele nu trec neobservate. Nu sunt definit de lista mea de lucruri de făcut. Sunt definit de impactul pe care l-am. Sărbătoresc chiar și cele mai mici victorii și progresele pe care le obțin în fiecare zi. Am încredere în capacitatea mea de a depăși provocările și de a ieși mai puternic pe cealaltă parte. Mă concentrez pe ceea ce pot controla și renunț la ceea ce este dincolo de controlul meu. Sunt recunoscător pentru momentele de conexiune și creștere care au loc în sala mea de clasă. Sunt capabil să găsesc bucurie și împlinire în munca mea, chiar și în perioadele grele. Prioritizez îngrijirea de sine fără vinovăție, știind că în cele din urmă îmi aduce beneficii și mie, dar și elevilor mei. Îmbrățișez imperfecțiunile ca parte a călătoriei către creștere și îmbunătățire. Sunt susținută de colegi, prieteni și cei dragi care cred în mine. Sunt atent la vorbele mele și aleg cuvinte care mă împuternicesc și mă înalță.